să o facem o mică poveste despre GitHub, să vedem cam cum funcționează. A trebuit să faceți un cont de GitHub, GitHub, da? Și eu aici apăs pe new, de obicei mă duc pe repozitorii, să apăs pe new. Și acum o să facem unul de test. O să fie, de exemplu, acest scriu test. Mai jos pe ce cineva, create repository, pot să-l fac private. Nu vreau să fac public. Și asta este linkul către repozitoriul meu. Mă duc acum undeva într-un folder. Aici o să creez două foldere. Deci în acest git play, în acest folder, o să fac un F7.1.1 și fac un F7.2. Mă duc acum la 1 și ca să clonez ce se află în repozitorul respectiv, o să trebuie să scriu un git clone. Pentru asta deschid un QMD și o să deschid un QMD pentru ăsta, ca și cum ar fi un prim utilizator. Și un al doilea QMD pentru utilizatorul din partea asta. Ok, hai să mergem întâi pe 1 aici, QMD. Și o să deschid aici un QMD. Ce de aici. O să fac un pic font mai mare ca să vadă comenzile și fereastra mai mică. Cred că așa e bun. Și aceeași un QMD. QMD. Tot la fel puțin fontul mai mare. Fereastra mai micuță. Ca să vadă. Așa. Și acum. Aici fac un git clone. Și dau linkul ăla care era pe GitHub. Când fac chestiunea asta, cloning into test, și aici, deci în 1 îmi face acest folder test. În 2 acum mă duc tot la fel și fac aceeași comandă git clone și dau linkul de acolo. Și îmi face iarăși cloning la ce se află pe site, în acest folder. Acum, repozitorul ăsta este gol, dar el tot are un folder dintre ăsta git în care ține minte niște informații despre cum ce se află în structura asta de fișiere pe care o am pe git. Acum nu am nimic, deci na, nu este mare brânză. La ce țin niște hash-uri, unde se află un head, niște chestii de genul ăsta. Ei, acum să facem un prim fișier. Un Shift F4, aici punem un 1.txt. Și în acest 1.txt o să scriu chiar valoarea 1. Ok, nu contează foarte mult treaba asta. Avem un astfel de fișier și în momentul în care am un fișier sau ceva, niște modificări față de ceea ce se află, puteți vedea, de exemplu, aici în 2, n-a făcut o modificare. Dacă dau un git status, îmi spune că totul este bine, trebuie să fie în folderul ăsta, în folderul test. Acum sunt încă în 2. Deci dau întâi cd test. Și așa o să fac și aici în partea cd test. Dacă dau acum git status, da, spune că n-am nimic, ca un branch main, nothing to commit, nu e nimic, trebuie să după aceea. Adică dacă dau git status din nou în folderul ăsta, este acest fișier nou 1.txt care trebuie să fie adăugat și pus pe server, pe GitHub. Pe GitHub acum nu se află nimic, adică este gol repozitoriul ăsta. Hai să adaug fișierul ăsta să-l pun pe GitHub. Pentru asta o să dau git add. Aici poți da 1.txt din cauza că doar pe el apoi să-l adaug. Și acum poți da iarăși un git status. Și mi-a dat că este chestia adăugată. Acesta este ready ca să fie committed, să fie trimis. Da, git commit asta. Trebuie să dau și un mesaj. Și spun, de exemplu, mesajul ăsta să fie 1.txt. Asta o să fie mesajul de commit. Dar commitul ăsta încă nu a ajuns sus pe server. Ca să ajungă sus pe server, trebuie să dau un git push. Când am făcut și chestiunea asta, este trimisă informația, fișierul cu conținutul lui către GitHub. Și aici, dacă dau acum un refresh, apare acesta 1.txt. Ăsta este numele commit-ului. Vă să aminte că i-am dat minus m 1.txt. Și conținutul fișierului este un 1 acolo pe care l-am adăugat. Ok, acum în partea asta, dacă, de exemplu, un al doilea utilizator folosește, poate să aibă și el acces la proiectul respectiv, poate să dea comanda, de exemplu, git pull și atunci o să preia de pe GitHub toate modificările care au fost făcute de către ceilalți utilizatori. În cazul ăsta o să adauge fișierul ăsta 1 și în spațiul lui local, da? La fel și el poate să creeze un 2 și să facă ceva modificare. Acum, în 1 ăsta, hai să spunem că fiecare vrea să modifice ceva. Să spunem că acum amândoi sunt
acolo în main, în poziția principală, unde este la începutul modificarea curentă, și aici vreau să spun că modificare 1, iar ăsta vine și scrie modificare 2 în același fișier. Da, probabil că o găsit ceva care nu-i convine. Ei, acum când fac get status, bineînțeles că am în două părți, ar trebui să fie acest fișier care a fost modificat. Ok, să încerc să fac acum, să-i dau git add. Poți da o steluță dacă sunt mai multe modificări. Poți scrie și unul .exe, dar mai degrabă scriu steluță, că e mai simplu. După care git commit minus m și mesajul o să fie modificare din 1, din contul 1, din prima, așa, da? După care dau git push și ar trebui ca ăsta să vedeți că este în, dacă dăm refresh aici, îmi apare acum modificare din 1, sunt acum două comituri pe aici, scrie două comiți și dacă vreau să văd cele două comituri, sunt 1 și 2. Acum, ăsta, al doilea utilizator pe care l-am eu acolo, el se așteaptă ca, de fapt, versiunea curentă să fie cea din partea asta, cel care este la hash-ul ăsta. Deci, dacă dau acum așa și la el, git status rămâne în continuare. Din cauza că el are informațiile despre cum ar trebui să arate GitHub-ul în acest git. Și ăsta are scris acolo modificare 2 în fișierul lui. Trebuie să-l dau și pe ăsta. Îi dau git add steluță, git commit minus m modificarea 2, să spunem, da? Din contul așa și apoi dau git push. Dar atenție, acum când face git push-ul ăsta, el verifică dacă locul de unde a pornit el ultima oară din nou proiectul și unde face el git push, dacă este cu aceeași denumire. Cum eu, de fapt, acum așa, nu mai sunt la această variantă, sunt la head-ul meu, sunt mutat pe acest hash, o să-mi dea o eroare și o să-mi spună că ar trebui întâi să iau informațiile, modificările care sunt acolo și după aceea să fac push-ul. Ok? O să-mi dea acum, mă rog, rejection, error fail to push some graphs, nu știu cum, și motivul este că ar trebui întâi să fac git pull ca să pot să iau întâi informații, modificările care sunt acolo. Acum fac eu git pull. Dar ce se întâmplă? O să se întâmple o eroare din cauza de că fișierul ăsta arată cumva sus, adică conține exact ce conține aici când a făcut git push, adică modificare 1, și acum modificare 2 aici a scris. El face așa un conflict și îmi spune că a încercat să facă, să repare conflictul ăsta în fișierul 1.txt. Și aici, dacă mă uit acum în 1.txt, deja este mai mare fișierul. Și când mă uit în el, văd că mi-apare așa. Head-ul, zona în care se află el aici, conține modificare 2. Și așa este, de fapt, că nu e asta cu scris în 1.txt. Dar de pe GitHub, de la hash-ul ăsta, db4b, bla bla bla, db4b, bla bla bla, cel de aici, da? A găsit, de fapt, că fișierul meu arată așa, în felul acesta. Și mă lasă pe mine acum să hotărăsc care este varianta corectă sau să-i fac eu o modificare, o altă modificare, astfel încât să fie ceea ce trebuie să fie, corect. Deci, acum, când eu trebuie să am cumva, am responsabilitatea ca să fac corect modificarea asta, inclusiv a colegului care a lucrat, poate, pe acest fișier. Și acum spun modificare 1 plus 2. Să spunem că aici, ăsta acum reflectă realitatea. Îi dau acum git status. Îi dau git și acum conține amândouă, scrie both modifies, git add steluță, git commit minus m both și acum când îi dau git push ar trebui să funcționeze. L-am trimis acolo pe GitHub. Aici, în locul ăsta, când dau refresh, o să fie și both respectiv. Și aici, prin fișier, ar trebui să fie modificare 1 plus 2. Acum, modificare 1 plus 2. Conținem două modificările. Ăsta aici, în continuare, nu conține, n-are decât modificarea aia cu 1. Deci, dacă dau git, trebuie să dau git pull ca să pot să preiau acum din nou varianta care este corectă și mi-a spus aici că s-a schimbat fișierul ăsta, s-a adăugat acolo o inserție, o delete, ceva de nou, s-au făcut niște modificări. Da, așa cum ar trebui și aici să găsesc modificarea 1 plus 2. Dacă, în schimb, se întâmplă ca cei doi utilizatori să lucreze pe fișiere diferite, atunci nu prea este relevant. Într-adevăr, îmi spune mie că o să am head-ul
mai în spate puțin tăși că ar trebui întâi să fac un git pull, dar nu contează foarte mult. Spre exemplu, aici să punem un alt fișier Shift4, test.txt. Așa, aici, mă rog, nu contează ce scriu aici. Și aici fac și aici un fișier nou care se numește temp.txt, deci altceva, da? Sau hai să punem temp și mai punem și un număr 2, de exemplu, ca să vedem că este din partea a doua. Și aici scriu iarăși ceva. Acum, tot de aici, din primul, o să facem să fie el mai rapid decât tot timpul decât al doilea, o să facem git status. Da? Git add steruță ca să le vedem. Acum să le adăugăm în commit-ul respectiv. Git status acum ar trebui să fie cu verde. Git commit minus m test.txt. E bine ca să aibă un denumire, ce să văd ce, care sunt modificările care s-au întâmplat pe, în proiect între timp. Adică de, cumva aici e bine, de exemplu, am făcut partea de conexiuni la baze date și scriu acolo așa, git database connection, nu știu, la minus mesajul, la mesajul respectiv, da? Și git push. Acum, ăsta poate să facă și el pașii respectiv, adică git add steluță, care îl adaugă pe acel temp 2, git commit minus m temp 2 și de acum când fac git push, o să-mi spună că trebuia să fac întâi git pull. Git pull ăsta, acum mi aduce fișierul test.txt în folderul ăsta al doilea. Dar nu se pare niciun conflict, vedeți că nu mai apare pe cea cuvântul conflict. El este cea testul 2 acum și acum pot să dau și acea git push. Vedem întâi un git status. Nu e nimic, deci pot să fac commit din prima, git push. E modificarea deja au făcut, a fost făcută cu commit și acum pot să dau la git push și o trebuie să îl urce și conține amândouă. Acum, în repozitoriul meu, o să găsesc și pe temp 2 și pe test, aici când îi dau refresh. Temp 2 și test, sunt amândouă fișierele acolo, cu conținutul aferent. Ăsta, bineînțeles că nu l-are și atunci trebuie să fac un git pull ca să iau și aici, să-l iau pe test temp 2.txt ăla. Și acum amândouă sunt cu head-ul acolo în aceeași poziție. Deci eu când vreau să fac push, el se uită întâi să vadă dacă eu provin, de exemplu, amândoi sunt acum cu poziția asta, pe hash-ul ăsta, dacă cumva acum așa sunt, fac un git push, într-o parte o să creeze un nou astfel de hash, iar celălalt rămâne în urmă, rămâne cu în partea asta și întâi trebuie să facă git pull ca să și el modificările. Când am de lucrat cu un singur fișier, este poate simplu, dar când am nevoie ca să fac poate un proiect, în proiectul meu să fac mai multe modificări, să fie, de exemplu, poate să lucrez la el vreo 2-3 zile. Ar fi bine ca să fac un branch separat. Branch-ul ăsta îl face ca să nu afecteze main-ul. Ăsta este branch-ul principal, este main-ul. Nu afectează main-ul. Vedeți că acum sunt pe main aici, da? Ci pur și simplu o să-mi modifice undeva plecând la fișierele astea, o să-mi construiască ca și cum un fel de cutie în care pune toate informațiile respective, dar fără să afecteze cutia principală. E, ok, hai să facem un astfel de branch pentru a să fac un git checkout. Minus B-ul îmi face ca să creez un astfel de nou branch și o să pun, de exemplu, prima oară o să fie aici AAA, o să fie un branch AAA. Și el numai că face și switch to a new branch AAA. Branch-ul ăsta este disponibil numai aici local, nu este disponibil și pe GitHub, este numai în locul ăsta. Aici pot să dau, de exemplu, un fișier, Shift F4 și o să pun AAA.txt în care pun conținutul AAA și hai să mai pun și unul care să fie comun, de exemplu, să fie, de exemplu, un CCC.txt în care pun CCC din 1. Git status. Se vede că avem cele două fișiere pe care le-am adăugat, git add steluță, git minus m AAA. Ok, acum când dau git push în schimb, îmi spune că nu poate să facă push pentru că are, nu este pe, ar trebui să facă pe AAA, să facă pe branch-ul ăsta. De asta o să iau chiar comanda de aici și o să dau paste din nou aici și acum face push la respectivul branch.
ocup pușul la branch, adică dacă mă duc acum aici, în locul ăsta, și mă uit la proiectul meu, acum vede că sunt două branch-uri și pot selectez de aici, dacă vreau branch-ul main, care este asta principalul, sau pot să mă schimb pe AAA, în care se văd și celelalte fișiere cu AAA și cu CCC. Mă duc înapoi pe main acum. Ok, mă duc și aici, fac și aici un branch, git. Să spunem că ceilalți colegi lucrează la un alt branch care se numește BBB. Și aici pun un fișier Shift F4 BBB.txt în care pun conținut BBB și copii și fișierul ăsta CCC, numai că acum spun că l-am făcut din 2. Ok? Ăsta acum, git status, ar trebui să le vadă pe cele două, git add steluță, git commit minus m BBB, git push. Acum ele sunt pe branch-uri diferite, deși este CC-ul respectiv care este diferit, el de fapt este într-un alt sandbox, să zic așa, AAA-ul cu CC-ul din partea stângă, cu BBB-ul cu CC-ul din partea dreaptă. Deci ele acum așa nu se calcă unul pe celălalt în picioare, dar mă rog, trebuie să se facă la fel, să fac push-ul pe branch-ul ăsta, pe BBB. Ok, totul este cum trebuie. Și acum dacă mă duc iarăși pe în partea asta, ar trebui să văd acum, dau un refresh, sunt trei branch-uri. Și pot să selectez de aici dacă vreau AAA sau BBB, care conține fișierul cu BBB și respectiv AAA. CCC-ul ați văzut într-o parte și în alta este diferit. Mă duc aici înapoi pe main. Și acum, ca să schimb un astfel de branch, spune de exemplu, colegii din B au dificultate și nu reușesc să programeze ceva și vor să mă întrebi pe mine la AAA ce fac eu. Adică dacă pot să-l ajut cu ceva. Atunci, ca să văd, de fapt, fișierele lui, aici la mine, pe calculatorul meu, spunem că este calculatorul celor care fac AAA, ar trebui să fac doar un git checkout, dar întâi trebuie să fac un git pull, ca să iau ce se întâmplă acolo de pe server. Da? Și atunci trebuie să fac un git checkout BBB și mă duce automat pe branch-ul celor care la BBB. Așa cum acum mă duc aici, ai fapt un fișierul BBB și fișierul și CCC-ul care conținea cu CCC din 2. Dacă vreau acum să revin la A, git checkout AAA și mă duc înapoi la ăsta și CCC-ul conține informația cu CCC din 1. Ok, hai face aici un git pull, deși el a fost ultimul care a făcut push acolo, deci nu ar trebui să fac așa. Nu s-a întâmplat nimic, adică scrie de fapt already up to date. Hai să facem acum să unim ce se întâmplă în AAA, să presupunem că branch-ul respectiv a fost finalizat și acum vreau să-l mut să fie pus pe main, adică fișierele care sunt aici să se ducă în main. Pentru că în main acum nu există AAA, CC și nici BBB și CC. Ok, pentru asta mă duc acum, fac un git checkout main. Și dacă mă duc aici, nu mai este AAA și CC-ul și acum fac un git merge și dau numele branch-ului la care vreau să facă merge și este AAA. Dacă nu sunt conflicte, totul este bine. Nu adăugat pe asta două. Git status. Trebuie dat doar git push ca să trimite să facă acum main-ul, să-l facă. Ia să vedem acum pe main-ul meu, dacă dau un refresh, ar trebui să văd și AAA și CCC pe main-ul meu, da? În continuare, cele trei branch-uri sunt aici, dar acum main-ul meu conține și A-ul și C-ul. Vin aici, acum este o dificultate, că dacă vreau să fac și aici git push la ăsta, nu o să funcționeze, pentru că nu au același head. Ăsta este cu head-ul în spate, puțin tel, înainte de push-ul ăsta. Ok, să încercăm să facem și aici, git status, ok, git push, dar ar trebui acum să fac un git pull ca să iau de fapt conținutul la de acolo. Asta e că eu sunt acum, sunt pe main, nu mai sunt pe... Sunt pe main sau unde sunt? Nu sunt pe main, sunt pe BBB. Ok, pe BBB branch-ul ăsta este cum trebuie, n-am nicio treabă. Deci mă duc acum git checkout pe main. Main, ok,
Și acum aici ar trebui să conțină să nu conține ASCC când n-a făcut pull. Acum dacă încerc să fac git merge și dau AAA, ar trebui să facă aici, pe în locul ăsta local, să-mi aducă din BBB, pardon, din BBB, să-mi aducă în main acum. Da? Mi-l aduce în main și acum main este așa. Și acum pot să fac chiar și git status. Nu-i nimic, dar trebuie să fac git push. Numai că git push acum, ăsta este de fapt cel care nu o să-mi dea voie să fac push din cauza că am head-ul în spatele celuilalt din partea stângă. Și o să-mi spun eroarea respectivă. Ei, pentru asta am trebuit să fac întâi git pull. Dar acum când fac git pull, o să vadă că fișierul CCC pe care l-aveam eu și cel care este adus acum de pe server sunt în conflict și o să-mi dea eroarea respectivă pe fișierul CCC și iarăși în fișierul CCC o să-mi dea voie să modific acel fișier, da? Merge conflict în ccc.txt. Mă duc acum în ccc.txt de aici, dar vedeți că fișierul AAA care nu avea conflict a fost adăugat acum. Mă duc în ccc și aici, ok, ccc din 1 și din 2 și acum fac din nou ccc din 1 și din 2, din amândouă. Salvez. Git status. Git add steluță ca să adaugi și această ccc nou. Git commit minus M bold branches și git push. Bineînțeles că și aici trebuie să fac un git pull acum ca să revin cu head-ul în aceeași poziție și să am și CDC-ul cu și din 1 și din 2 și AAA-ul și BBB-ul și CDC-ul. Cam asta este cu branch-urile. Acum totuși branch-urile astea văzut că au rămas pe aici prin GitHub aici. Dacă mă duc aici unde am rămân în continuare 3 branch-uri, chiar dacă dau refresh, el aici main nu conține toate fișierele, dar are în continuare 3 branch-uri. Main, AAA și BBB. În principiu, dacă sunt convins că am terminat cu branch-ul respectiv și nu mai am treabă cu el, aș putea să șterg branch-ul respectiv, ca să-l șterg local de pe calculatorul ăsta. Ăsta conține, are și branch-ul A și branch-ul B. Deci pot să fac acum un git checkout AAA sau git checkout BBB și nu se schimbi pe celălalt sau git checkout main, da? Ok, că ăsta nu exista. Și acum ca să șterg, de exemplu, pe AAA sau pe BBB, de aici de local ar trebui să fac git branch și minus D și numele branch-ului pe care vreau să șterg. Git branch, deci AAA. Și la fel pot să șterg și pe BBB de aici. Și dacă vreau să șterg și de pe GitHub, ar trebui să fac un git push origin, de exemplu, minus minus delete și dau AAA. Acum șterg numai pe AAA. Dacă mă duc aici, o să vedeți că AAA-ul nu mai există. Dau un refresh. Și rămas numai main-ul și cu BBB. Avem cele două branch-uri. Bine, și pot să schimb de aici și BBB-ul să-l șterg, ca să nu mai fie nici ăsta. Ăsta de aici acum, ăsta oare are AAA-ul și BBB-ul? Bineînțeles, pentru că el nu lucrează cu GitHub-ul, el lucrează cu folderul de aici. Deci ca să el acum în continuare știe că există AAA-ul și BBB-ul, deci pot să fac un git checkout AAA, de exemplu. Și mă duce, sau BBB. Și mă duce iarăși pe ăla, da? Ar trebui să fac un git pull ca să afli și el de faptul că s-au șters cele două. Se pare că... Se pare că trebuie să le șterg local și eu tot la fel cum eu acum le-am în partea asta cu minus D, așa, da? Da, și cam asta este cu branch-urile și cam așa puteți să lucrați rapid, să aveți să lucrați mai multe persoane, două persoane la un același proiect. Persoană, nu? De fiecare dată încercați să puneți o de fiecare dată git pull când începeți să le lucrați și în cazul în care cumva se întâmplă că atunci când dați push să vă spună că celălalt deja a făcut și el un push, atunci trebuie să mai dați un git pull și să vedeți care sunt conflictele.